Nu, e inter- nu există interesa lui Arsenal pentru Stoica sau nu comentezi în general de San că nu ți se pare un ziar neserios? Ca să fie interes al lui Arsenal, trebuie ca Arsenal să trimită un mail, un fax, un telex, o telegramă și așa mai departe. Astea ce apar și n-am cum să comentez așa ceva, pentru că da. Da, bănuiesc că e o chestie de bine. Ce frumos ce scrie acolo, for his country's biggest club, FCSB, formerly known as Steaua. Asta te... Deci biggest club, îmi place când văd acolo, că așa este. Da. Ok, mă întorc la meciul de ieri. Deci nu există interes, nu există tatonări, pentru că de obicei voi mai sunteți întrebați, vin impresari, vin scouteri, vin... Nu avem nimic de la niciun interes de la Arsenal. Mă întorc la meciul de ieri. Nicio schimbare la pauză. Lumea a zis, dom'le, ce s-a întâmplat? Cum nicio schimbare la pauză? 0-1 scorul. Eu dacă vă spun că a făcut Tony schimbările și că Tony are o altfel de înțelegere cu Gigi, o să spună lumea că bat câmpii. Așa că e încă un subiect pe care nici nu vreau să-l mai discut, pentru că știm. Dar nu cred că în ultima vreme, în momentul în care au fost schimbări, Gigi Becali a recunoscut, tu în mare măsură nu ai spus, bă, nu e așa. Deci nu văd de ce ai mințit. Am spus în prima emisiune aici, am spus așa săptămâna trecută, că Gigi, în momentul în care îi place ce vede, nu intervine. Iar cu Reghe, că iar s-a făcut un mare subiect, cu Reghe nu intervenea. Aia a fost o excepție pe care am adus-o în discuție pentru că s-a întâmplat. Dar în momentul în care echipa e pe primul loc sau echipa joacă foarte bine, nu se bagă. Faceți ce vreți. Dacă nu îi place ce se întâmplă, intervine. Și gata. Da, ar fi putut, mă gândesc la pauză, să intervină, că n-a fost... N-a intervenit. Ieri n-a intervenit. Adică era momentul oportun să... Dacă intervenea la pauză, credeți că ne permiteam să nu... Să nu spunem că... Nu. Ne permiteam să nu facem ce spune. Dorința. Da. Deci are momentan, câtă vreme lucrurile merg bine, spui că Tony Petre o să facă schimbările. Da, da. Cheșerul supărat după schimbare... Da. Care e situația lui Cheșeru? Pentru că a început foarte bine și n-a mai continuat la fel de bine. Înțeleg că are printre cei mai mici indici în stat în momentul ăsta. Eu nu sunt așa mare fan în stat. Sigur că noi în stat avem, pentru că într-adevăr putem să ne simplificăm munca, mă rog, munca antrenorilor, munca analiștilor video, că se pot apar și meciuri cu ball in play, nu scap de timp morți și așa mai departe. Dar indicii aia, eu am o... Nu sunt convins că e o acuratețe deosebită când discutăm de indici. Pentru că am văzut foarte multe erori. Da. Bun, dar jocul lui, dar jocul și arată, adică există o legătură de data asta între ce vezi pe teren și indicii respectiv. A fost o perioadă pentru așa el. Este, așa este, cred că nu e un caz. Că ieri, până la urmă, cu el în teren a fost 0-1, apoi s-a câștigat meciul. Înseamnă că tot ce s-a făcut ieri s-a făcut bine. Că e supărat normal, pentru că e genul de fotbalist care vrea să joace. Nu e genul de fotbalist care să fie... dacă era 2-0 pentru noi și era schimbat, cred că n-avea niciun fel de problemă. Și să fi și marcat eventual. Și la Ludogoreț a avut problemele astea. Sunt jucători care... Nu e singurul jucător care e supărat când e schimbat. Nu e problemă. Povestea Budescu la sfârșit că are o clauză să plece oricând. El a semnat, poate în orice perioadă de transferuri să plece. Indiferent unde, că e România, nu are importanță. Bineînțeles. Există o clauză, o sumă care trebuie plătită pentru... Nu, pleacă el. Pleacă el. Poate să plece, da. Poate și clubul să-l dea afară? Nu. Adică e doar avantaj Budescu. Da. Nu există și reciproca. Da, nu e... Relația pe care o avem noi cu Budescu, începând de la Gigi, continuând cu noi, nu poți să faci uz, chiar dacă ar fi o clauză să faci uz, pentru că la noi e o altfel de relație. Dacă ne punem la masă în decembrie, hotărând de comun acord că trebuie să plece, pleacă, nu e problema asta. E singurul jucător, nu, cu astfel de clauză de la... Că poate să plece în orice perioadă, da. Îl simți că vrea să plece? Nu. Că s-a vorbit mult de Petrolul, că e visul lui. E visul lui să joace cu la Petrolul în Liga 1. Da. Nu.
nu-l simt că vrea să plece. Poate la 36 de ani poate să meargă la Petrolul să se retragă de acolo, dar nu văd eu pe Budi plecând acum la... Spunea tot el ieri că i-a vizitat Gigi Becali, da, pe jucători. Da, am fost de față când... Și că ar fi existat o discuție foarte cordială, așa. Dar Gigi niciodată nu... Și când a avut în cap să critici un jucător, chiar dacă... Gigi vorbește la cald după meciuri. De-aia îmi pare rău că vorbește iar cu presa. Dar aici e o chestie. Deci a ieșit și a spus, nu mă mai căutați. Dacă nu-l căuta, nu suna el să intre. Dar colegii dumneavoastră fac tot ce pot ca să scoată declarații la cald și scot declarații la cald. Bineînțeles că mă deranjează asta. Normal că nu-mi place că vorbește iar. Pentru că era foarte bine când nu vorbea. Dar nici nu putem să-i spunem, Gigi, nu vorbi. Vrea să-și critique jucătorii, își critică jucătorii. După meciuri, își critică jucătorii. După aia, când se întâlnește cu ei, e lapte și miere. Dacă se termina 1-1, ce spunea de exteriorul ăsta pe care încearcă Budescu și îl ratează? Nu e niciun exterior, că și eu la încearcă să înțepe mingea. Nu pot să spun, bine că n-am fost filmat, ce crize de nervi am făcut pe, la faza asta, pentru că, având idei preconcepute, am fost convins că a dat la mișto. Și atunci am înnebunit. După care, în autocar deja mă uitam la rezumatul pe care îl puneți voi și chiar era și Tănase lângă mine și zic, băi, zic, uite-mă că eu am crezut că putea să dea cu latul acolo, dar n-avea nicio șansă, pentru că își făcuse preluarea puțin sub el și nu, în niciun caz n-a dat la mișto. A vrut să înțepe mingea. Dar senzația este... Pe stadion? Doamne. Și dacă ești Gigi Becali în fața televizorului, zic 100% că tu zici că e un exterior ăla și te enervezi. Da, posibil. Dar Gigi a avut ocazia să vadă și reluarea la... Că noi n-am avut discuții legate de faza asta. Uh-huh. Iar după aia centrarea la golul 2 este fabuloasă. Numai el putea să dă, pentru că... Și bine că pune doar piciorul moale Ianis și merge în pământ, că dacă... Punea piciorul, se ducea peste partea asta, nu mai lipsea.